Am greșit, ne cerem scuze. Aceasta pare să fie reacția autorităților după ce soțiile militarilor morți în accidentul din județul Argeș au primit decizia de pensionare în care se arată că decesul nu are legătură cu serviciul. Totul de parcă, uniforma armatei române și camionul militar nici nu ar fi existat în noaptea tragică. Acum Ministerul Apărării caută soluții pentru a corecta greșeala, iar oamenii care i-au cunoscut pe militari sunt revoltați de bătaia de joc. Imediat după accidentul în care militarii și-au pierdut viața în timp ce veneau din misiune, autoritățile s-au bătut cu pumnii în piept că vor sprijini familiile îndurerate. După ce s-au depus coroane și s-a dat onorul, armata a uitat cum și-a pierdut 3 dintre soldați. Văduvele militarilor au primit de la Casa de Pensii a Ministerului Apărării Naționale o hârtie revoltătoare. Erau anunțate că soților au murit fără legătură cu serviciu. Militarii erau plecați în misiune cu ordin de deplasare și și-au pierdut viețile în camionul militar și purtând uniforma statului român. Cei care i-au cunoscut pe militari sunt revoltați. Cum poți să spui că un om care se întoarce dintr-o misiune, poți să-i spui că a murit în afara serviciului? Ei veneau de la aplicații. După moartea lui, chiar așa să-l trateze cu atâta indiferență. Edilul din Câmpul Lung spune că a ajutat cu 1500 de lei familia unuia dintre militarii care au pierit din banii primăriei. Am văzut și eu decizia, nu comentez, fiindcă nu pot să comentez că nu e atributul meu. Suma mi se pare derizorie, 600 și nu știu câți de lei. Cu sinea mea cred că erau în timpul serviciului. Am greșit, ne cerem scuze, transmit autoritățile. Ne manifestăm regretul pentru cele întâmplate și de amploarea acestei situații, însă cred că modul în care a fost ea rezolvată este cel mai nimerit. Familiile militarilor au contestat documentele prin care erau anunțate de cuantumul pensiilor, iar ministrul apărării a trimis un comunicat prin care informează că situația s-a rezolvat în aceste cazuri, iar drepturile vor fi plătite la zi.